Comisia Europeană nu încurajează, iar eu personal sunt împotriva acestui tip de restricții pe care statele membre le pun. Pe de altă parte, vedem că este o realitate, iar ceea ce încercăm noi este să ușurăm sau să uniformizăm, măcar din punct de vedere al documentelor, aceste certificate legate de pandemie. Certificatul verde digital, așa l-a numit Comisia Europeană, am propus ieri un proiect de regulament care ar trebui să fie adoptat de statele membre de Parlamentul European pentru a deveni, să spunem, obligatoriu. Dar ce anume este obligatoriu? Nu este obligatoriu să fii în posesia unui astfel de certificat, nu este obligatoriu să te vaccinezi, nu este obligatoriu să faci un test dacă nu este necesar și așa mai departe. Obligatoriu este ca fiecare stat membru al Uniunii Europene, în fiecare țară europeană, acest certificat de vaccinare, de testare sau că ai trecut prin boală să aibă un format standardizat în limba statului respectiv și în engleză și să conțină aceleași informații, pornind de la datele de identificare ale persoanei, nume, prenume, data nașterii, un număr de pașaport sau de carte de identitate și apoi informații despre, în cazul vaccinului, când a fost vaccinată persoana și cu ce țară anume, în cazul testului PCR, când s-a efectuat testul PCR și rezultatul, evident, pentru un rezultat negativ, în cazul persoanelor care au trecut prin boală și au o imunitate naturală, se pot stoca de asemenea aceste informații și anume să spunem când a fost primul test pozitiv și când a fost testat negativ pentru a vedea câte zile de la infectare sau de la trecerea prin boală au trecut. Aceste informații vor fi la fel pe certificatele din toate statele membre, vor avea un cod de bare, așa numitul cod QR, care e ușor de verificat. Pentru bazele de date vor fi responsabile fiecare stat membru în parte, iar pentru verificarea la trecerea frontierei, Comisia Europeană va pune la dispoziție o platformă care interoperabilizează bazele de date naționale, astfel încât cineva care, să spunem, călătorește într-o țară în care îi se solicită un astfel de certificat, autoritățile care fac verificarea să aibă un format standard la dispoziție și să poată verifica autenticitatea informațiilor, pentru că există în prezent foarte multe formate. Ca să vă dau un exemplu, din transporturi am multe situații în care ultimele restricții pe care Germania le-a introdus, și anume cere un test PCR negativ, făcut în ultimele 72 de ore, solicită un anume format. De exemplu, pentru cei care veneau din Cehia în Germania, se cerea ca acest certificat să aibă o ștampilă și nu știu ce semnătură. Ori asta nu era pus la dispoziție de către autoritățile cehe. Și asta creează o problemă pentru cel care trebuie să utilizeze acest certificat. Deci, obligatoriu va fi să avem un format unic european, dar nu este obligatoriu pentru cetățeni să se vaccineze, iar călătoria lor nu poate fi condiționată de prezența unui astfel de certificat. Rămâne la latitudinea fiecărui țări membre ce anume solicită și cum va ridica restricțiile în funcție de ce. Asta o să vedem în viitor. Noi sperăm ca tot sistemul, din punct de vedere tehnic, unificarea asta a formatului certificatelor să poată fi gata la 1 iunie, în condițiile în care, desigur, cu propunerea noastră vor fi de acord statele membre și Parlamentul European. Există un termen până la care țările europene ar trebui să aibă gata aceste baze naționale? Ce se întâmplă cu acele țări care rămân în urmă sau întârzie? Păi, cred că statele membre vor fi interesate să aibă acest certificat, pentru că va exista o presiune dinspre cetățenii lor care vor dori sau vor avea nevoie de acest certificat european. Eu cred că va exista cumva o perioadă de tranziție, pentru că nu toată lumea este suficient de rapidă. Am văzut și din alte proiecte de coordonare europeană că nu toată lumea a înțeles sau a reușit să își pună la punct sistemele foarte repede. Probabil că va exista o perioadă de tranziție. Repet,
este depinde de fiecare țară la ce vrea să folosească aceste certificate. Vor exista probabil state, în funcție de cum evoluează și situația epidemiologică, vor exista probabil state membre care nu solicită pentru alți cetățeni europeni care intră pe teritoriul lor niciun fel de element suplimentar. Vor exista altele care vor spune deschidem mai devreme, deschidem între ghilimele, în sensul că ridicăm restricțiile, de exemplu, de carantină pentru cei care au făcut un vaccin sau au trecut prin boală. Pentru cei care nu au făcut un vaccin sau nu au trecut prin boală, menținem, de pildă, restricția unui test PCR negativ urmat de carantină. Deci, dar în momentul în care cineva, zicem, din România va vrea să meargă în Grecia și Grecia spune acest lucru la vară, atunci sigur că ar fi mult mai ușor dacă ar avea un astfel de certificat. Dacă nu, probabil că va fi supus unui alt tip de restricții, dar nu îi poate fi împiedicat accesul, pentru că în baza tratatelor europene, libera circulație este un drept consfințit. Având în vedere că momentan copiii nu se pot vaccina, ce va trebui să facă o familie pentru a călători cu aceștia în afara țării? Asta urmează să vedem și să se stabilească foarte. Sunt detalii care vor fi prezentate de către Comisia Europeană printr-un act delegat ulterior, vor merge la amănunt. Așteptăm și experții să ne spună care este și termenul de valabilitate al acestor certificate și așa mai departe. Cu siguranță trebuie să existe o variantă alternativă pentru cei care nu au vaccin. Noi, Comisia Europeană nu încurajează, iar eu personal sunt împotriva acestui tip de restricții pe care statele membre le pun. Deci, Comisia nu încurajează creșterea numărului de restricții sau condiționarea călătoriilor. Pe de altă parte, vedem că este o realitate, iar ceea ce încercăm noi este să ușurăm sau să uniformizăm, măcar din punct de vedere al documentelor, aceste certificate legate de pandemie. Dar nu trebuie privit ca pe o încurajare a introducerii restricțiilor, asta cu siguranță.